Sarea și piperul, alfa și omega, planul de marketing. Spuneam că planurile nu trebuie să fie întotdeauna perfecte, dar trebuie să țineți cont de câteva lucruri foarte importante. Înainte de a porni la drum, înainte de a investi bani, banii voștri, banii cunoștințelor, banii finanțatorilor, asigurați-vă că există o piață pentru ceea ce vreți să vindeți, că există o nevoie, că există o problemă, că aveți soluția pentru problema respectivă. Cu alte cuvinte, întrebarea pe care vă pun e: care e problema pe care o rezolvați? Care e soluția nouă prin care vă diferențiați de ceea ce probabil există deja? Sunt niște întrebări extrem de importante care vă vor ajuta să vă conturați un plan de marketing, pentru că e îngrozitor de greu să vindeți. E cel mai greu lucru de pe lume în antreprenoriat. Fie că vinzi o idee, fie că vinzi un serviciu, fie că vinzi consultanță, fie că vinzi produse, fie că e o concurență absolut fabuloasă. Trebuie să luați foarte în serios problema aceasta, pentru că doar gândind-o bine de la început și răspunzând la această întrebare, puteți să ajungeți acolo unde vreți. Puteți ajunge la concluzia că acea nevoie nu există. Întrebarea cu care aș putea să completez atunci este dacă puteți să creați această nevoie înainte să apară Facebook, de exemplu, sau înainte să apară serviciile de streaming. Lumea nici nu-și putea imagina că așa ceva ar putea să existe. Acea nevoie a fost creată și satisfăcută la un nivel foarte ridicat. De-aia spun, vă puteți orienta și către piețe a căror nevoi încă nu au fost identificate, pentru că voi le creați atunci, deveniți niște pionieri, niște deschizători de drumuri. E foarte important. Dar mai ales atunci când intrați pe niște piețe care deja sunt mai mult sau mai puțin tradiționale, asigurați-vă că rezolvați o problemă, că veniți cu ceva nou, că vă cunoașteți piața, că produsul pe care vreți să-l propuneți sau soluția pe care vreți să o propuneți se încadrează acolo ca preț, ca fel de a o promova. Și aici, atenție, aveți social media. Folosiți-vă, e cel mai ieftin mod, chiar dacă trebuie să plătiți, e cel mai ieftin mod prin care puteți să ieșiți în față. Nu ezitați să răspundeți la întrebarea permanentă, pentru că e cel mai bun diferențiator în marketing. De ce? De ce faceți asta? Ce vă mână în luptă, cu alte cuvinte? E un lucru care ar putea să-l facă pe consumator, pe decidentul care hotărăște să vă aleagă, să acționeze în direcția voastră. Deci ce vă mână în luptă? De ce vreți să rezolvați o problemă, care e soluția pe care o oferiți și toate acestea, repet, încărcate de experiența cu care veniți și de lucrul la care vă pricepeți cel mai bine, care trebuie să fie aruncat în această arenă. Și atunci cred că în timp se va construi un plan de marketing cât mai aproape de perfecțiune. Cel perfect oricum nu există.